10 zile au la dispoziție slătinenii să își spună părerea despre schimbările în trafic afișate pe site-ul instituției. Acestea sunt: trecere de pietoni nouă pe strada Victoriei, relocare trecere de pieton strada Crișan, zona Bazar Textila, desfințare trecere de pieton de pe strada Vintilă Vodă, bulevardul Aicuza, zona magazin Oltul, desfințare parcări stradale pe strada Artileriei, între intersecția cu strada Nicolae Iorga și sens giratoriu Steaua, și amenajare sens unic strada Rozelor, tronson Centrul Cultural Eugen Ionescu, Colegiul Național Vocațional Nicolae Titulescu.